Salut! Mă întrebați mulți de ce nu mai am postat în ultima perioadă. Păi motivul principal este ăsta, e cam greu să filmez, să pregătesc o singură mână rețetele pe care le vreau să le postez. Dar astăzi voi fi profesor. Îmi iau copilul, Ștefania, va găti la indicațiile mele. Dar asta a fost doar așa introducerea. Cu toate că mâna este blocată pentru o perioadă îndelungată, vreo 45 de zile, putem face alte lucruri, putem face lucruri bune. Și ați văzut cu toții ce s-a întâmplat prin la Pechea, în zona respectivă. Așa că mi-am rugat colegii, prietenii, să facem o acțiune. Au contribuit cu ce au avut, cu ce au putut, cu ce am avut cu toții și am mers la Pechea. Uitați-vă în imaginile care urmează să vedeți bucuria sau dorința oamenilor de a reveni la normalitate. Bucătar de weekend și vă recomand tuturor, puțin bine dacă puteți să-l faceți, faceți-l și o să vedeți cât de bine vă simțiți voi sufletește în momentul când cel din fața voastră are o mică satisfacție. Bucătar de weekend! Nici nu mi-a mai rămas, nici nu mai... Lasă-le pe masă acolo, Cipriene, pe amândouă. Măi, puțin sănătate. Sănătate și Dumnezeu ne ajută să trecem peste toate. Nu pot să spun că știu cum e, că nu am fost în situația asta, dar înțeleg. Sănătate, vă doresc. Sănătate. Și faci zilnic insulină, dependentă lapte de lapte. Și singură faci treaba asta. Thank you.